Dragii mei, consider că familia este cea mai importantă în obiectivul lui Dumnezeu, pentru că de progresul familiei depinde și progresul unei biserici locale. Standardul unei biserici locale nu se poate ridica mai sus decât este standardul familiilor care compun acea biserică. Standardul moral și spiritual al unei familii. Este foarte important înaintea Lui Dumnezeu. De aceea, atunci când este vorba de binecuvântări de copii, în mod deosebit, este bine să se îndrepte mesajul spre familii, spre copii, spre educație și și în această zi, din toată inima, dorim familiile care au adus copiii la binecuvântare, Domnul să-i binecuvinteze! vis Vizavi de psalmul 127 și 128, aici Domnul fericește! Printre altele spune aici, iată fie sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Iar în, vers, în capitolul în 128, în salmul 128, așa începe, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Dar cine este cel care se teme de Domnul? Pe cine fericește Domnul? Spune în versetul 3, nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstar de măslin în mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion și să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Cea mai mare binecuvântare și nu din instanță să nu uităm, într-o zi Dumnezeu ne va întreba de copii, nu de partea materială toate într-o zi vor rămâne aici, singurul lucru care ne va urma, dacă ne vom face și datoria, vor fi copiii noștri pe care Domnul ne-a dăruit. Omul lui Dumnezeu spune printre altele, iată eu și copiii pe care mi-o dat Dumnezeu, suntem un semn, o minune în Israel. Iar Iosua, în finalul vieții lui, la finele vieții lui, el spune printre altele, alegeți cui vreți să slujiți, că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Doresc încă o dată, Domnul, să binecuvinteze toate familiile. Amin. Dar în mod special să binecuvinteze familia care au adus copilașii la, bine... familia care au adus la binecuvântare. Amin. vis a -vis de binecuvântări, câteva gânduri vreau să le consemnăm din Efeseni, capitolul 6. Și aici cuvântul spune așa, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Ce aș vrea să spun de la început este foarte important noi să înțelegem care este planul lui Dumnezeu pentru noi. Fiecare familie, în dreptul fiecăreia, Domnul are un plan. Ce este valabil pentru familia din stânga mea nu este valabil pentru familia din dreapta. Pentru fiecare domn are un plan deosebit și este foarte important să putem descifra în viața aceasta planul pe care Domnul îl are. Biblia spune că binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu o lasă să fie urmată de niciun necaz. Iar Biblia spune în continuare, tot în cartea proverbelor, ceva foarte frumos, Vis-a-vis -vis de părinții credincioși. Spune aici în capitolul, în Proverbe 20, versetul 7: Cel neprienit umblă neprienirea lui, ferice de copiii lui după el. Aș vrea în mod special să mă opresc în această dimineață în dreptul părinților. Vedeți, au fost oameni mari în Biblie, de care Domnul s-a folosit și care l-au slujit pe Dumnezeu, dar nu au avut familii pe talia și pe măsura lor. E foarte important să acceptăm planul lui Dumnezeu pentru noi și famili pentru familiile noastre. Planul lui Dumnezeu cu privire la nașterea de copii. Dar tot atât de important este, în continuare, ca părinți să ne facem datoria la nivelul la copiilor. Să putem să le dăm o educație în așa manieră și în așa măsură, încât într-o zi să-i putem prezenta înaintea celui preanalt. Să putem sta înaintea lui, să dăm socoteală de copiii pe care Dumnezeu ne o dăruit. Deci, aș vrea să nu uităm: Biblia vorbește de oameni mari care l-au slujit pe Dumnezeu, dar care au avut carențe în această direcție, în creșterea și educația copiilor. Eu aici aș vrea să mă opresc la un gând care să-l dezvolt câteva lucruri vis-a-vis -vis de el. Versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mostrarea și învățătura Domnului. Creșterea, să știți că este un proces. A crește un copil nu înseamnă un an, doi. L-am crescut și de acum, de la trei ani, totul e în ordine. Creșterea este un segment lung din viață, ani de zile. Până la perioada când copilul este matur, la maturitate, și când el poate singur să-și decidă soarta în continuare, să-l aleagă pe Domnul ca mântuitor. Biblia îmi spune acolo în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 11 în continuare, a venit la Isai, ai să-i fi în națiunea lui Israel. Dar ei să nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, a dat dreptul să facă copia lui Dumnezeu. Născut nu din sânge, nu în virtutea faptului că este copilul meu, eu vreau să o spun în această dimineață, sunt foarte mulți fii ai bisericii. Dacă să fim întuiți neapărat, noi trebuie să fim și fii al lui Dumnezeu. Iar fiul lui Dumnezeu, el se naște din nou, prin nașterea din nou, are loc această lucrare, acest proces dumnezeiesc pe care el îl face. Născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născut din Dumnezeu. Deci este foarte important creșterea aceasta în continuare, să acceptăm copiii în familie, iar apoi să ne facem această datorie. Și aici vreau câteva lucruri să le menționez. Primul lucru care trebuie să-l facem este să învățăm copiii. Trebuie să învățăm încă de mici. Cel mai mare capital pe care îl avem, să știți că este familia. Iar cea mai mare investiție la nivelul acestui capital sunt copiii noștri. Trebuie să ne facem timp pentru copii. Sunt părinți care muncesc mult, Multe lucruri le realizează, dar mai puțin își fac timp pentru copii. E foarte important să ne facem timp pentru copii. Este foarte important copilul de mic să fie învățat. Se spune că e un studiu care a fost realizat. O mamă de bună oară, fătul, copilul care este în pântecele ei, foarte mult contează și perioada cât este în pântece, până când se naște, de modul în care acționează o mamă, dacă e ceartă în familie, se transmite în subconștientul copilului. Dacă are o stare bună, mama cântă, mama este veselă, mama laudă pe Dumnezeu, toate astea se transmit. Dar nu mai vorbim din momentul în care copilul s-a născut. Vedeți, întrebarea ar fi aceasta, ce să fac pentru copilul care se va naște? Pentru copilul care se va naște, trei lucruri trebuie să nu le uităm. Puritatea părinților, aia înseamnă sfințenia părinților, curăție, Fidelitate. Un al doilea lucru trebuie, preocuparea părinților. Nu-i suficient că l-am primit. De acum trebuie să mă preocup. De acum trebuie să mă concentrez și să focalizez toată energia în acest capital. Copiii. Încă o dată, într-o zi, când ne ducem de aici, nu luăm nimic din punct de vedere material. Orice ne am fi și orice am realizat. Dar într-o zi ne vom prezenta dacă ne-am făcut datoria cu cei pe care Dumnezeu ne-o dăruit copiii noștri. De aceea noi trebuie să învățăm încă de mic. E nemai pomenit când copilul încă este micșor. Mama să cânte, mama să se roage, împreună părinții să se roage. Este extraordinar un copil care este crescut într-o asemenea manieră, familiarizat cu rugăciunea, altarul în familie. Rugăciunea este problema numărul unu. Când copilul va fi familiarizat, va fi foarte ușor când e puțin mai mărișor, să vină la rugăciune. Am întâlnit familii, de bună oară, în țară. Aici la dumneavoastră la Dumnezeu, la Dumnezeu mai puțin, dar în țară. Am mers în familii și copii care, efectiv, când a fost vorba de rugăciune, nu, nu, nu au nu ascultat. Nu erau așa de mici. Dar încă de mic copilul. Am nepoți și eu. Domnul ne-a dăruit până acum 21 de nepoți. Și că sunt alții care vin, dar ce vreau să spun. Încă de mici copii. Cât e de mic, avem un nepoțel acolo care este cu noi un an și jumătate, când ne rugăm întotdeauna, el vine și spune și el mânuțele, se pune pe genunchi. Copiii trebuie să roage, trebuie să fie familiarizați cu rugăciunea. Copiii trebuie să fie familiarizați cu citirea cuvântului. E foarte important. Mama și tata ei trebuie să citească. Nu e suficient să împingem copiii când sunt mai mari. Du-te la dunare. Copilul trebuie să aibă, sigur, un exemplu în familie, mama și tata, ei, dar pentru asta trebuie să învățăm. să învățăm azi, mâine, poi mâine. Asta nu e vorba de o perioadă scurtă, un an, doi, trei, un segment lung din viață. Dar când copilul este mai mare, va fi foarte ușor să ia el Cartea Sfântă să o citească. Când îl vede pe tata că vine dintr-o cămăruță cu obraji umezi, că s-a rugat, vede azi, vede mâine, vede poi mâine, apoi împreună părinții, copiii, toți împreună se roagă. Va fi foarte ușor când va fi mai mărișor să se roage și el singur. Să dorească să deschidă Cartea Sfântă, să o citească. Biblia spune, printre altele, din pruncie cunosc Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Apostolul Pavel, vorbind lui Timotei, spune, printre altele, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Când era încă mic Timotei, Zice, credința care s-o sălășui mai întâi în bunica Lois. Este extraordinar să fie și bunici, bunice, în, în familie. Apoi, în mama ta e unice când e mai mărișor, cât e mic copilul, e o bunică, foarte bine, se ocupă de el. Mama poate e mai ocupată, dar apoi când e mai mărișor trebuie să-l preia mama. Apoi, când este mai mare, nu mai poate mama și bunica, în casa Domnului trebuie să-l preia Pavel. Zice, Apostolul Pavel, bunica lui, mama ta e unice și sunt îngredințat că și în tine. E foarte important însă să fie aceeași direcție, unicitate în vorbire, în învățătură. Acasă să primească o învățătură și aici la fel, să fie conturată, întărită. Deci învățătura, învăța, este o perioadă lungă. Trebuie să învățăm copiii, să, să ne dăruim pentru ei, să-l învățăm pe copil să vorbească frumos, când a început să vorbească, să-l învățăm să vorbească frumos, să-i spună azi, mâine, poi mâine și într-una. Învață-l pe copil să fie ordonat. Foarte important să ne învățăm copiii să fie ordonați, disciplinați. Învață-l pe copil să fie respectos. Să respecte ei între ei, să se respecte. Nu-i admis cel mai mare să-și facă dreptate. Am văzut familii unde efectiv nu era nicio ordine, nicio rânduială. Dar în timp am uitat și-or plăti scump. Este extraordinar copiii să crească într-o armonie, într-o înțelegere, într-o părtășie. Dar atunci când o greșit, copilul trebuie și disciplinat. După învățătură, zice acolo Apostolul Pavel lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos, ca să înveți în primul rând. Un al doilea lucru, să mustre, Mustrarea nu are un sens de a zdrobi, de a scoate în evidență carențele cuiva, de a lumina în fața celorlalți copii, nici pe departe. Când mustrăm copiii, îi disciplinăm în așa manieră încât el să înțeleagă, dacă tata nu mă disciplinează, mă disciplinează Dumnezeu, și e mult mai grav. Dacă nu mă pedepsește tata, el trebuie să știe am greșit și trebuie să mă disciplineze, explic copilului. Vedeți, sunt părinți care lasă să se adune problemele. Azi, mâine, poi mâine, foarte multe. Și la un moment dat doar și se descarcă în dreptul copiilor. Acum la dumneavoastră poate mai puțin aici, mai mare atenție la disciplinare. Dar și disciplinarea nu se face când e copilul mai mare. Vedeți, Biblia spune de bunoară despre Moisă, L-a încercat, s-ar spune în istorie, că până la trei ani. i -a dat fica lui Faraon, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. L-a alăptat l a alimentat din punct de vedere materi material, alimentar, dar l-au alimentat și din punct de vedere spiritual. În așa manieră încât după trei ani l o predat fiicei lui Faraon și Mois în lăuntrul lui și în inima lui a fost implementată această lucrare, că el este izraelit. Că el este străin în țara aceasta și așa mai departe. El l-a știut. Nu a mai avut posibilitatea să-i spună cineva la curtea lui Faraon. El a crescut în continuare ca fiul oficei lui Faraon, pretendent la tronul lui Faraon. Și totuși moi s știut, când a fost mare, el o știu cine este. Și-a cunoscut identitatea. Cea mai mare tragedie când cresc copiii și nu mai își cunosc identitatea. Nu știu cine sunt. Și acționează în mod arbitrar. Ei, pentru asta când se face educația? Educația se face când este mic. Atunci trebuie învățat, atunci trebuie disciplinat, atunci trebuie mustrat, Sigur, și disciplinarea se face în mai multe feluri. Există situații și situații. Nu trebuie să avem un șablon. Apoi, pe o altă ordine de idei, vedeți, în familie noastră sunt copii mai mulți, familii mari. Nu trebuie să folosim aceeași metodă. Trebuie să cunoaștem un părinte. Aici, abilitatea lui. El trebuie să cunoască temperamentul, trebuie să cunoască caracterul copilului, trăsăturile sensibile pe care le are și să lucreze potrivit cu ceea ce este copilul. Sunt părinți care folosesc același șablon și în dreptul unuia și altuia. Nu e admis așa ceva. Eu trebuie să-mi cunosc copilul. Domnul nu folosește la fel metodele, nu e un șablon, el diferit pe fiecare dintre noi. Potrivit cu ceea ce suntem noi. Că de multe ori există poate și o nemulțumire. Doamne, dar uite, cel de lângă mine poate Dumnezeu parcă lasă. Nu acționează cum a acționat în dreptul meu. Ei, Domnul să uită la puterea noastră, la creșterea noastră și toate Dumnezeu le are în obiectiv. Dar vedeți, dacă Domnul El nu ne cere, nu ne pretinde unei biserici, până mai întâi nu o învață. Cuvântul lui Dumnezeu o învață în primul rând. În al doilea rând, toată Scriptura este de folos în să mustre, apoi Dumnezeu ne mustră, ne disciplinează și pe noi. E nemaipomenit, e salutar să ne disciplineze Dumnezeu, să știți. Înseamnă că ne iubește, ne dorește binele, ne corectează, ne modelează caracterul, aici ne modelează. În final spune Biblia, Dumnezeu va prezenta biserica lui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Nu atunci când trece acolo, acolo face curățirea, ne perfectează acolo. Aici, totul aici se perfectează. Când ne vom duce acolo, dincolo, vom fi așa cum El dorește. Ei, când e vorba de copii, tot la fel, să nu pretindem unui, unui copil până mai întâi nu l-am învățat, mai întâi îi spun. Îi spun cu dragoste, cu răbdare, să am răbdare cu... Sigur, și pe noi, ca și părinți în familie, să știți, e atelierul gigant. Unde Dumnezeu ne modelează, unde Dumnezeu ne învață și pe noi, ne șlefuiește. Răbdarea de bunoară. Prin copii. Prin copii Dumnezeu ne vorbește în atâtea împrejurări. Familia este extraordinară. Acolo în familie, sigur, trebuie să fie și un refugiu pentru noi. Eu de multe ori îmi spun, Doamne, ce binecuvântare! Familia, la ora actuală simți atâta ostilitate în jurul tău, priviri dușmănoase. Nu simți din partea, parcă nimănui, un cuvânt bun, de multe ori, și ai nevoie de el. Ei, vii în familie, da, pășești cu încredere și acolo Dumnezeu te simulează, te întărește prin cei care ți aparțin și sunt polarizați în jurul tău. Asta dorește Domnul să fie familia. De aceea Dumnezeu ne-a dat copii și sigur dacă ne facem datoria, pentru că Biblia vorbește de David de bună oară, un împăraț, capitolul 1, versetul 8 sună acolo, despre Adonia, Adonia de altfel se născuse după Absalom, era foarte frumos la chip. Și David zice și tatăl său nu-l mustrase niciodată în viață. Păi nu-i admis așa ceva, te uiți la frumusețea lui, la înțelepciune. Am întâlnit părinți care, în afară de a vorbi de copiii lor cât de abili sunt și de înțelepți, îmi aduc aminte de o mamă, eram acolo prezent și eu, un prieten, un frate lucrător, și mama aceea tot spunea cu fratelui, povestea despre copiii ei, la superlativ, încă la superlativ absolut, ce ce împliniți sunt copii, profesional, toți, foarte sus. La un moment dat, puțin iritat, Fratele acesta o întreabă, sora, dar copiii dumneavoastră sunt credincioși? Păi zice, nu sunt frate și zice, eu îți dau un sfat, uitam din partea Domnului o înțelegere, acum o lumină. roagă te pentru copii, nu mai vorbi de partea asta în primul rând. Noi trebuie, îi crește, i-am primit copii, să-i formăm pentru cer, pentru împărăție. O, noi trebuie să ne facem datoria, deci trebuie să-l învățăm, trebuie să-l mustrăm. Copilul trebuie mustrat, trebuie disciplinat. Nu iaua, Cine scutește copilul de nuiauă, sau dacă lovindu-l cu nuiau, ai scos sufletul din locuința morților, spune în Cartea Proverbelor. Noi nu disciplinăm în dorința de a ne răzbuna, că asta e o problemă foarte importantă. Când disciplinăm copilul, dacă îl disciplinăm în dorința de a ne răzbuna, de a-l încă o dată în fața altora, sau chiar am întâlnit părinți, am auzit situații, s-au dus la școală și acolo în plen, în prezența altor copii și au umilit copilul, că eu știu ce au făcut, nu e admis. Copilul se disciplinează separat, chiar în prezența celorlalți copii, nu întotdeauna. E admis să-l disciplinezi. Trebuie să discutăm cu el și așa mai departe. Domnul așa procedează cu noi. Un alt, un alt lucru, copilul trebuie să îl îndreptăm. Copiii trebuie îndreptați. Știți ce spune Biblia? Spune așa în cartea Eclesiastului, ce-o crescut strâmb, nu se poate îndrepta și ce lipsește în caracterul copilului nu poate fi pus la număr. Dacă sunt carențe în caracter, el va crește așa. Ei, cât este mic un pomișor, foarte ușor îl poți îndrepta. Îi pui o proptă și îl poți îndrepta. Dacă nu e un pom mare, nu îl mai poți îndrepta. O crescut așa și așa rămâne. Este extraordinar să te ocupi cât este mic să-l îndrepți. Să-l îndrepți pe calea Domnului. Învață pe copil calea Domnului cât este tânăr, cât este mic și când va îmbătrâni. Nu se va bate de la ea. Încă o dată, timp, timpul acesta e un segment lung din viață. Să-l îndrepți este foarte important, să-i îndrepți pașii. Noi mai spunem la biserică, la Betel, avem foarte mulți copii, sunt aproape 1000 de copii până la 14 ani. Avem 987 de copii la ultima evidență pe care o avem. Și de multe ori spun părinților, spunem părinților, chiar în biserică, foarte important să urmărim copiii. Nu trebuie să fim mulțumiți numai copilul vine la biserică, la casa Domnului. Foarte important aici, îl întreb, cine, de unde s a citit cuvântul? Ce s a citit? Cine a predicat? Ce s a spus? Nu-i admis copilul să nu știe. Dacă văd că nu a fost atent, sigur, îl musul discut cu el, dar îl urmăresc. Aia înseamnă interes special. Problema numărul unu pe care o am în evidență sunt copiii mei, sunt copiii, asta trebuie să o avem. Apoi sunt părinți care pleacă la casa Domnului de multe ori în țară, mă refer, și lasă copiii să vină mai târziu. Veniți și voi, și el pleacă, mai. și îi lasă pe cei. Vin copiii, nu vin. El s-a bucurat că a plecat. Iar alți părinți poate rămân în urmă, mergeți voi. Ei, noi trebuie la pas, la pas cu cum zice omul lui Dumnezeu Iacov. Zice, domnul meu vede că copiii sunt micșori. Dacă am silit turma într-o zi ar pieri toată și copiii sunt micșori, voi veni la pas cu familia, copiii. Deci e foarte important să ținem aproape, în fiecare zi să-l urmărim. Noi de multe ori avem o contabilizare pe care o facem la sfârșitul anului. Contabilizarea trebuie în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să urmărim, să știm, să discutăm, foarte important, soția să împărtășească soțului ceea ce s-a întâmplat în familie. Pentru creșterea copilului, o responsabilitate uriașă, o are mama. Mama are o sarcină extraordinară. Tata este plecat. Dar o mamă care își face datoria, de aia spune Biblia, o mamă înțeleaptă, zice, zidește casa. Dar cea nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Foarte importantă mama înțeleaptă. Aia înseamnă că se va concentra, va fi atentă, ochi și urechi la tot ce se întâmplă. O mamă înțeleaptă nu e mama care le face pe toate în familie. Învață-l pe copil să, spuneam, să fie harnic, să fie disciplinat, să fie ordonat, să-și le pună pe toate la punct. În camera lui, în dormitorul lui, să fie puse la punct. O mamă înțeleaptă nu e cea care le face pe toate. Să extenuează la maxim. Muncește și la un moment dat cade, capitulează că nu mai poate. Mama înțeleaptă este care repartizează la fiecare. Fiecare trebuie să aibă resortul lui. Ai o mamă înțeleaptă. De mic copilul. Păi dacă e crescut așa, păi am văzut familii, pe tot sau locul lor. Oricând te-ai duce într-o asemenea familie, toate spuse la punct. Și nu neapărat că mama se scoală numai ia și nu mai ia face și, și până când nu mai poate și cade jos, nu? Ci ea și-a făcut datoria cu înțelepciune, o mamă înțeleaptă întotdeauna va fi foarte atentă și va deșifra până și valorile care sunt în fiecare copil. Apoi un alt lucru pe care vreau să îl menționez. Îl învățăm, îl mustrăm, îl disciplinăm, îl îndreptăm, dar apoi trebuie să și ocrotim să protejăm copiii. Trebuie să-i protejăm de prieteni. Noi trebuie să învățăm copilul că Biblia spune, cine își face mulți prieteni și face spre nenorocirea lui. Aici ai înțelepciunea unui părinte, a părinților. Părinții trebuie să fie prieteni cu copiilor. Foarte important. Să țin aproape. Dar nu poți fi prieten dacă nu ți aproape. Dacă nu mergi la pas cu copilul, cu creșterea lui, și pierzi, la un moment dat îl pierzi din mână, îl pierzi din obiectiv, crește copilul și s a produs așa o discrepanță între părinți și copii. Copiii au crescut, la un moment dat ai rămas în urmă și l-ai scăpat, l-ai pierdut. Înăuntru nostru, dragii mei, există ceva de un gol. Golul ăsta nu poate fi umplut de altcineva decât de Domnul. Ei, dar în, în sufletul copilului și la el există un gol. Dacă golul acela nu-l umple, părintele, cel mai apropiat îl umple. Și dacă părintele nu-i prieten cu copilul lui, el își va găsi prieteni. Eu admir... Am avut săruință la Betel în ianuarie. După săptămâna de evangelizare am avut aproape trei săptămâni, până la sfârșitul lunii stăruinți, au fost botezați, au fost o atmosferă deosebită, 91 de persoane. Dar ce vreau să spun este că foarte important la mărturisiri, au venit tineri care ori mărturisit, că facem și această mărturisire înainte, întotdeauna cine are, bineînțeles, nu e obligatoriu, numai cine are. E foarte important să fim degajați, să fim eliberați de stările care le avem. Și la mărturisire atâtea lucruri sensibile din domeniul familiei pe care le-am auzit. Deci este foarte important să fim, să ocrotim copilul de prieteni, să fie ocrotiți. Prietenii la ora actuală fac ravagii în viața copiilor. Dar dacă de mic nu sunt prieten eu cu copilul, el își va găsi prieten, fata își va găsi prietenă. Apoi să-i ocrotim de curiozități, pe internetul face ravage la ora actuală, vizualitate. Vreau să vă spun, e foarte important, un copil dacă de mic nu e educat și în această direcție, fereastra prin care noi intrăm în contact cu lumea care ne înconjoară sunt ochii. Foarte important la ce să uită un, un, un copil să ferim, să-i protejăm, e o travă. Este o travă dacă nu îl educăm și nu îi spunem și nu îl canalizăm cum trebuie. Dar aici asigur încă o dată, dacă mama și tata nu sunt prieteni și nu țin aproape de copii, copii care o tineri, care au mărturisit, frate, zice odată, de două ori m-am uitat, zice nu mai scap de imaginile alea, sunt bulversat, sunt terminat. Dar cât sunt încă din cei care nu mărturisesc și sunt chinuiți, și sunt trași înapoi din punct de vedere spiritual, vor progres și nu lau din această pricină. Să fie protejați de vorbele rele din familie, nu-i admis părinții să vorbească de rău în familie. Aia e o travă. În momentul în care vorbim de rău, tata și mama, în dreptul altei familii, îl otrăvim, efectiv, îl injectăm. Copiii trebuie să vadă în biserică sfinți, cei care sunt în biserică, toți sunt sfinți, așa trebuie să-i vadă. Nu trebuie să cunoască toate greșelile și toate carențele care sunt în viața unora. Nu-i admis așa ceva. Dar asta noi, dacă noi singuri îi alimentăm, vom plăti și vom plânge și nu vom mai putea face nimic. Și apoi un alt lucru, să fim un exemplu pozitiv pentru copii. Foarte important. Creșteți fiind un exemplu. Încă o dată, un exemplu în trăire, un exemplu în prezența la biserică, un exemplu în citirea Bibliei, un exemplu în părtășie, la cina Domnului și la toate celelalte. Doresc pentru cele două familii, Domnul să le binecuvinteze. A Domnul să aibă în vedere toți copiii din biserică. Este cel mai, cea mai mare binecuvântare în timp, după ani de zile, să te uiți retrospectiv în urma pașilor și să nu ai niciun regret. Să te poți bucura. Sigur, nu neapărat că tu ai fost cineva, dar partea ta să e o părticică care ne revine nouă. Minunea întotdeauna o face Dumnezeu, supranaturalul. Noi de multe ori am vrea să facem minunea și partea care o facem noi să o facem Domnul. Nu se vor inversa niciodată lucrurile. Există o rânduială stabilită de Dumnezeu. Eu să-mi fac partea mea și pot să-mi o fac. Dacă perseverești, și mă concentrez și focalizez toată energia în dreptul familiei, Dumnezeu își va face și el în momentele limită. Când nu mai pot face nimica, Dumnezeu își va arăta puterea, slava și gloria Lui. Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii din biserică. Doamne, dă înțelepciune părinților. Vrem în final noi și copiii pe care ne-ai dat într-o zi cu toți să ne întâlnim și să fim cu Tine în veșnicie. Amin.